Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Societatea Ornitologică Română și Universal Music România lansează un album care se cheamă Sunetele Naturii, Sunetele Vieții Tale. Este un album cu 36 de cântece de la păsări. Deci sunt păsări înregistrate. Mierlă, pițigoi mare, sticlete, privighetoare, ciocănitoare, rândunica, gușucu și așa mai departe. Și fiecărui sunet, fiecărei păsări este atribuit și un titlu inspirat din realitate, cum ar veni. Pițigoiul mare, în drum spre cafenea, Florinte, în față pe avarie și așa mai departe. Și mă gândesc să și difuzăm câteva dintre aceste sunete ca să vedeți ce frumos e și cât de mult ne lipsesc cântecele și trilurile păsărilor în orașele în care trăim. Deci, ce vrei să dăm mai întâi? Cap în tortura? Nici nu știu dacă există. Cap în tortura. Hai acasă, îi zice. Astea sunt niște asocieri, practic. Aha. Dacă aveți imaginația bogată, în fel de treci acasă. Da, treci imediat acasă. Ce mai avem? Ciuș. Ciuș avem. Ciuș, nu știam că e. Ciuș, închide portiera. Mă rog, e și un cuc acolo. Asta e foarte, mi se pare cea mai reprezentativă. Cocoșar. Există o păsăre care se cheamă cocoșar. Șeful de scară. Să trăiți. Aha, și asta e reprezentativ. Nu te mai scoate nimeni din gura lui. Grangurul la cireșe. Da, al nebii, mi-am mâncat mie cele trei cireșe. Ai avut și tu un cireșe cu trei în el? Da, frate, trei cireșe a făcut săracul înainte să o suce. Drăguțe, rău. Uh-huh. Privighetoarea de zăvoi. Avem două tipuri de privighetori. Privighetoarea de zăvoi, șoaptele din ultima bancă. Uh-huh. Când ai senzația că nu te aude nimeni. Da. Și privighetoarea roșcată, vorbăreața familiei. Dar vezi că face pauză, te lasă, da, și face pe tine să vorbești. Eu am o privighetoare roșcată în cartier. Sau aveam, anul trecut. Uh-huh. Poate reușesc să o înregistrez. Dar este bănuitoare, adică dacă te apropii de zona în care cântă, se oprește, știi? Și trebuie să stai acolo să ai răbdare, să o pornească. Să trebuie statuie. Da. Vânturelul roșu, când se lasă frigul. Asta tremură tot, săracu. Luca, dimineața în baie. La duș. Ai apă caldă? Da. Avem. Și mai avem și bormașina vecinului, ciocănitoare. Ciocănitoare de grădini. Da. Dacă stai aproape de ea, se aude mai zdravă. O, înregistrată de departe. Cartier vreo câteva ani trecuți, dar n-am mai văzut. Da. În ultima perioadă, dar cea mai bună vormașină, e adevărat. Ia. Da. Dacă intrați pe site-ul Societății Ornitologice Române, deci este simplu, e sor.ro, îi spune. Sor.ro. Puteți să găsiți albumul, e online. Adică puteți să-l ascultați, găsiți link-uri acolo. Și desigur puteți să faceți și donații, puteți să aflați mai multe. Și cine știe, poate că descoperiți o nouă pasiune și începeți să fotografiați păsări și poate să și înregistrați. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.